Ei, durerea te face să ridici ochii la cer și să spui tate sau mamă. Azi cele două cuvinte. Doamne, iartă-mă sau mamă, ce rău mă doare. Dar dacă știi să înțelegi durerea, ea este folositoare, te poate apropia de Dumnezeu. Dar dacă ești necredincios sau ești nihilist și ești ateu, poate să-ți facă mai mult rău. E o sursă de hulă. Am văzut N cazuri, repet, N cazuri, în care omul și-a pierdut curajul. De exemplu, anul ăsta am avut două experiențe interesante. Unul este un băiat Valentin, care vara asta a plecat acum, în iarna asta. A făcut o operație de asta foarte ciudată la cap. A fost totul bine, totul a ieșit ceas, totul ca la cheie. Și brusc, în decurs de 2-3 luni, unde era totul perfect, deodată s-a triplat tumora, a umplut tot capul și în câteva zile a plecat. Credincios, spovedit, împărtășit, cu frica lui Dumnezeu, evlavios, n-aveai probleme. Și acum avem un alt băiat de-al nostru, foarte, cum se cade, o familie, model, ca să spun așa. Și Cristi este un băiat pâinea lui Dumnezeu, poți să-l pui la rană. Deși un om de 50 și ceva de ani are un suflet ca de copil. Omul ăla nu știe vreodată să zică, da, el doar zâmbește. Și același diagnostic ca și Valentin, glioblastom, se consideră că ar fi cea mai scârboasă formă de cancer pe care o poate face creierul. Și au descoperit că au această nenorocire în casă exact în postul Crăciunului. Și i-am spus, puiule, sfatul meu este următorul, nu sta o zi. Acum te duci acasă, acum cauți pe internet, acum cercetezi, acum te internezi, acum te operezi. Ei, închipuiți-vă că noi astăzi am vorbit, cum a lucrat Dumnezeu, dacă sunt oameni buni la suflet. Astăzi am vorbit și a șaptea zi, el deja a fost șoperat. Cu darul Dumnezeu, respectiva crescătură ce acolo s-a scos foarte bine, foarte bine definitivată, conturată, tot un doctor din București, foarte priceput, foarte... Eu spus, domnule, eu ce ți-am făcut e la standard, acum depinde cum reacționează organismul tău. Și dânsul este într-o cură de sfinte masluri și ulei de maslu și în rugăciune cu soția, cu fata, cu el toți din casă. Și ar urma, acum au trecut cele 3 luni, și vrem să vedem, că s-a întâmplat în decembrie, ianuarie, februarie, acum suntem în martie deja. Și urmează în câteva zile să meargă la control. Să vedem cum lucrează Duhul Sfânt. Poate dă Îngerul Domnului și acolo este perfect curat. Că așa spune că această boală nu ai mai mult de 6-9 luni. Și dacă acum la primul control după 3 luni nu-i nimic, la Valentin după 3 luni a fost nenorocirea. Poate a luat-o într-o fază foarte incipientă, poate organismul este mai optimist, poate este și mai în vigoare, că nu toți oamenii sunt la fel, și cu darul Dumnezeu să fie pe picioare, pentru că e un om care merită să mai stea pe pământ, adică e util lui Dumnezeu și societății. Dar și până atunci a fost credincios și acum este credincios. Dar în schimb am întâlnit două cazuri, tot eu le-am întâlnit. Am avut un băiat care a băut tot tubul de pastile, n-a putut suporta boala. A făcut o depresie urâtă și avea lângă capul lui acolo ceva, niște calmante sau cizi de medicul când îți cancerile astea. Și a băut toată cutia aia și a cedat inima. Adică a fost peste măsura necesității, cantitatea. Și mă întreba soția că cum să reacționeze și cum să-l pomenească. Zic, mamă, pune 2-3 din neamul lui, pune-l și pe el acolo și scrie mort năprasnic, ușurarea muncii. Nu îl șterge. Dar asta ca să fie liniștit în pomennic, că el este acolo. Dar preotul când vede mort năprasnic, ușurarea muncii, știe că acolo nu se pune prost comedie, adică nu-i ceva... Și i-am spus, dă-i de pomană, pomenește, dânsa zice că mai i se arată în vis și mai vorbește cu el,
îl vede fericit, îl vede mulțumit, poate e și starea sufletească, poate e și împăcarea duhovnicească, că citește psaltirea, face pentru el canonul de pocăință. Acum nu știm cum gândește Dumnezeu față de noi oamenii. Gândurile mele nu spre cum gândurile voastre. Legile nescrise ale lui Dumnezeu nu le știm, că voi știți 1% din ceea ce sunt eu Dumnezeu, dar din legile scrise spune clar că sinucigașul nu are părtășie cu Duhul Sfânt și cu Dumnezeu. Dar depinde ce formă. Dacă ai fost un ticălos și te-ai sinucis să scapi de o pușcărie, dacă ai fost un criminal și te-ai sinucis să scapi de o pedeapsă, dacă ai fost un nenorocit ceva social și ai vrut să scapi din niște urmări ale așa, dar poate dacă ai fost fricos, ai fost ticălos, ai fost depresiv, ai fost panicos, ai fost anxios, ai fost bipolar, ai fost schizofren, poate Dumnezeu le socoate altfel. Și vă mai spun, de exemplu, un caz frumos. Eu am câteva regine. Cele care au trecut de 85 de ani le numesc prințese. Și mai am vreo 6, mi-au rămas. Și cele care trec de 90 de ani și ajung 93, 94, 95, 96 sunt regine, pentru că este vârstă patriarhală, da, e vârstă regală. Și acum recent a plecat regina Ana, cea mai bătrână, a doua, cea mai adâncă din ele trăiește, cea mai Margareta, de la ea pe 95, pe 96, și vine la biserică în fiecare duminică, cu autobuzul sau cu mașina, o aduce cineva. Da, extraordinar. E în picioare, o duc și o împărtășesc, o pun pe un scaun, îi dau o cafeluță, îi dau un dulce, întreb când vrea să meargă acasă, când nu se simte bine, la tatăl nostru mai mult nu poate sta că la 96 de ani. Vă dați seama că cred că o dor toate oasele. Da. Cred că are un 40 de kilograme, nu are mai mult. Și zice, acum aș pleca că chiar nu mai fac față. A început să mă doare toate. Și pun un băiat și spun, te rog, și o duci, o urci la bloc până intră în cameră. Când a închis ușa în urma ta, atunci cobori și vii înapoi, ca să fiu sigur că nu pățești ceva. Și regina Ana era deja suferindă, de o lună de zile nu se simțea bine. De fapt, ce a răpus-o a fost o răceală. Poți fi fost un omicron, poți fi fost, cum sunt răcelile astea multivirusate acum cu tot felul de prostii și tulpini. Și a venit fata ei la mine, care nu-i mai mică de 70 și ceva de ani. Și a zis, știți că mămica pătimește, n-am liniște deloc, sunt așa supărată că Dumnezeu nu ajută, și am ridicat tonul la ea și i-am spus, Getuța, eu te văd femeie cu carte, totuși în viața ta ai fost cineva. Chiar până aici te-ai prostit? Ia preotul acum, du-te, fă-i Sfântul Maslu, împărtășește-o. I-a spus, Părintele Evdochim, du-te și citești rugăciunii de ieșire și de plecare și să vezi că bătrâna se duce. N-au mers în ziua aia că aveau treabă, s-au dus a doua zi. I-a făcut lui regina Maslu, au împărtășit-o și la o oră a murit. Frumos ca la carte. Da. Adică un om, i-am spus, ce-i cu egoismul ăsta? Te bucuri să o vezi rănită în pat sau suferindă sau chinuită la 96 de ani sau 94, pe 95 aici undeva să se scalda vârsta? Te bucuri să o vezi acolo suferind, o mână de om acolo în petici, ce-i cu asta? Lasă-o să se ducă la Dumnezeu acolo. Și a plecat cu mila lui Dumnezeu. Și acum, asta la altă regină, mi-a mai plecat una de 96 de ani, toată iarna asta, maica Veronica, îi spuneam, pentru că au trăit văduvă vreo 30 de ani și în curățenie de la vârsta de 42 de ani, după ce și-a născut copiii. Dar și bunicul Serafim, un om dumnezeiesc, un om cu minte ca un înger, blând, știți ce înseamnă sfinții? Sfântul Nicolae în persoană. Când mă duceam la el prin 90 ceva, când eram eu tânăr, spunea, n-am ce-ți da, dar să-ți dau două, trei meri și câteva nuci, că o făcut-o leacă nucuțul ăsta. Și stătea o pâniță, 5, 6, 10 nuci într-o punguță și 4, 5 meri. Asta avea el bătrânul, cu asta, asta timilia, asta era darul lui și dânsul a plecat mai devreme. Și bătrâna a rămas și închipuiți-vă că avea 90 de ani, când a venit odată într-un post mare să-mi plătească niște pomenici și a zis, pot să vă spun ceva, dar să nu vă supărați? Zi, tanti Veronica, n-am bani, dar ți-am făcut vreo 400 de paraclise la Maica Domnului, că știu că mata spovedie și n-ai timp. Și ți-am citit pentru mata ca să fii în contul pomenicilor. Zic, stai liniștit, că mi-e și rușine de tine. Și tot așa, 95 de ani pe picioare, m-am dus și am împărtășit-o.
Am fost la ea pentru ultima dată, că după aia părinte Evdochim a mai fost de câteva ori, că el mai are timp, că dacă e șofer își pune sfinții la gâș, se duce imediat, vine și are timp să umble. I-a citit frumos, vreo lună de zile a zăcut. Ce înseamnă zăcarea asta? Bătrânii când ajung la o vârstă extraordinar de înaltă, nu vor la spital. Știți că spitalul în ziua de astăzi e foarte și costisitor, dar e și foarte incert. Infermierii obosiți, stresați, nu-i personal de ajuns, te-l uită într-un pat, poate nu te schimbă când trebuie, te zmuncește. Și atunci acasă e mult mai ușor. Și-au plătit o femeie care a stat lângă ea vreo lună de zile, că nu prea mai când avea momente de luciditate, când nu. Dar asta spunea, vreau împărtășanie, nu vreau altceva, să mi-l aducă pe Hristos de urgență că eu vreau să plec. Și am împărtășit-o în decurs de vreo 2-3 săptămâni, de 4-5 ori. Și bătrânica s-a stins frumos, deci vă dați seama că ea la 90 de ani făcea 400 de mătănii pe zi. Dacă știți ce înseamnă o metanie. Închinăciunea mare din picioare, te pui în genunchi, atingi fruncea cu pământul și te scoli înapoi. Deci avea tot sportul necesar.